Dan Mocanu și fratele său, Nando Mocanu, sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Fratele manelistului a ajuns, din nou, în atenție oamenilor legii, după ce a condus un vehicul fără permis de conducere, asta chiar în timp ce se află sub control judiciar. Astfel, pe numele bărbatului a fost întocmit un nou dosar penal, după ce a încălcat din nou legea, în vara acestui an. Dosarul penal deschis pe numele lui Nando Mocanu a fost înregistrat la judecătoria Pitești. În urmă cu puțin timp, magistrații s-au pronunțat. Mai exact, aceștia constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul. Ceea ce înseamnă că fratele manelistului este trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, în baza art. 346 alin. 1. C. Proc. Pen. Constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul NR. Din data de 20.06.2024 emis de parchetul de pe lângă judecătoria Pitești privind pe inculpatul Mocanu Ionut Nando sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzut de articolul 335 aliniatul 2. C. Pen. A administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei privind pe Mocanu Ionut Nando sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Prev. De art. 335 alin. 2. C. Pen. Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunțată prin punerea acesteia la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.